Simona Halep va avea un an 2015 încărcat. Jucătoarea română va participa la 21 de turnee obligatorii pentru tenismenele din top 10. Simona și-a început participarea la competițiile oficiale cu dreptul. Halep a trecut mai greu decât s-a anticipat de germana Beck. Tenismena română este favorita numărul 1 a turneului de la Shenzhen, China. Simona trebuie să se împartă între obligațiile față de WTA și echipa de Cupa Federației. Halep va fi prezentă pe 7 și 8 februarie la Galați, la meciul de Cupa Federației România-Spania. Întâlnirea a căpătat și mai mare greutate după ce Federația Internațională de Tenis a hotărât ca această competiție să reprezinte criteriul de calificare la Olimpiada din 2016.